Simțul mirosului este mai important decât a crea plăcere sau repulsie față de anumite lucruri neigienice. El trădează și nereguli grave de sănătate, iar instalarea bolii COVID-ul, instalarea unor boli neurologice precum Alzheimer, sunt doar câteva exemple bine știute. Regăsești mai jos un articol cu afecțiunile pe care le trădează problemele de miros. Însă acest simț poate acționa și invers. Dacă îl stimulăm adecvat, obținem o stare de bine prin aromoterapie. În seara aceasta îți propun să umpli camera cu mirosul generat de o lampă de aromoterapie. Sau mai plăcut, să faci o cadă relaxantă în care ai turna câteva picături din uleiul esențial preferat. Practica cel puțin o dată pe săptămână, acest obicei te relaxează și te ajută să reduci stresul acumulat peste zi. Intră pe DOC pentru inspirație sau pentru a afla beneficiile aromelor tale preferate. Ai grijă de tine și de sănătatea ta!